acasă, întrunită ședința de îndată din data de 19.10.2023, privind mandatarea primarului Comunii Camar de Subacru pentru reprezentarea Consiliului Local al Comunii Camar în instanța de judecată. Întrucât prezența este în localitate, declarăm deschisă ședința. Domnul secretar, aveți avizele? Da, am avizele cu amenzamente. Mă scuzați, e prima mea ședință de aceea. Deci avem de la Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, Apărare, Ordinii și Liniștii Publice a Cetățenilor și a Drepturilor Cetățenilor, Comisia de Oameni, spune că se avizează proiectul de lege, proiectul de hotărâre 63 din 19.10. Menționați cum se avizează. Favorabil sau nefavorabil? Cu pentru, nu? Vedeți cum ați scris acolo, la urmă de ei. Da. Și spuneți ce... Și spune cu patru voturi pentru. Da. Da, ați scris acolo. Nu înțeleg cum e scris. Dar e favorabil, mai trebuie să spunem ce e scris. Deci e vorba despre onorarul atribuit, cred că așa, audieta mașă, cred că de avocat, probabil. Așa. Cât e onorarul, da? Da, să spunem. Nu, dar e la comisia noastră, mai suntem în comisia noastră? Da. A, dar nu se înțelege de asta. Da. Deci se specifice onorarul de la... Nu, dar e avizat favorabil? Da. Are acolo o prima pagină. Da, scrie Petru, da? Și de la cealaltă comisie? Comisia 1. Da, avizul este interzis de Curtea de Conturi, angajat unui avocat atât timp cât avem jurist angajat. Nu este trecut onorarul. Proiectul de hotărâre pentru a lua un avocat,
Deci domnul Ceață, domnul fostul viceprimar, ne-a dat în urmă, a dat consiliul local în judecat. Avem termen 10 zile pentru a depune documentația necesară. Nu până pe 6 noiembrie, doar 10 zile, în care au trecut deja două. Suntem a treia zi atunci. Mai avem încă 7 zile de până documentație. Procesul este curat, dar în momentul când la țară, nu se știe, dar nu se știa că domnul Ceasă o să facă proces sau nu? Nu se știa. Nu, de îndată sunt ședințele alea care sunt așa. Se întâmplă, vin inundații, deci e ceva. Deci nu pentru logistica asta. Hotărăște dacă vrea să nu avocat pentru acest proces. Termenul pentru depunerea documentației 10 zile, care din nou au trecut două până acum. Aici nu scrie numai pentru acest proces. Înainte așa au fost. Exact. Pentru acest proces. Nu scrie pentru toate și nu pentru celelalte procese care sunt în derulare. Deci scrie prezente și viitoare. Pentru depunerea documentației pentru acest proces. Dar scrie destul de clar. Judecătoria în legătură cu HCD. Deci am citit și am citit tot referente aprobare. Poate exista mai multe procese, pe aceeași tablă. Corect. Asta se referă. Nu, că de acum o să reprezentați procesele. Nu, cam mai multe. Deci menționați în procese verbale, special numai pentru procese. Deci vorba de parcelul 53, nu 53, zic bine. Da. Dar dăm citire proiectelor. Domnul primar. Explicați-vă totul, nu am înțeles cu ce nu sunt de citire procesele verbale la ședința anterioară. Nu vrea Consiliul Local să dea citire? Păi să vedem un secretar să-l citească, să pună. Că un secretar doar de aici de bazin. Nu se asumă. De ce l-a făcut? A înseamnă că nu l-a făcut. E neglijență în serviciu dacă nu și l-a făcut. L-a făcut eu și l-a făcut. S-a făcut plătit degeaba pentru ședințele astea. Nu știu, nu-i treaba mea. Nu poți să răspund pentru altcineva. Ideea e că să dă citire și dacă Consiliul Local hotărăște că nu e nici să vorbim în ședință și nu e nici să aprobăm în ședință, nu avotează. Eu așa zic, așa văd părere. Dacă domnul secretar nu mai vine două luni la muncă, noi nu mai facem ședințe și nu mai dăm citire la niciun HCL și niciun... Am înțeles că de mult bine și de mult bine. Da, și cum ați spus? Și nu i-am mătăcat să vină și șobola medicală. Și nu o trimit documentația cum trebuia la mai departe. Deci ceva nu e, nu e, deci începem așa, că putem semna un act care deci nu, eu nu pot să semnez fără semneze secretar. Dar dacă permiteți, trebuie delegat o persoană prin dispoziție, adică nu atent, nu se făcea așa. Deci domnul, dacă nu semnează... Ba da, ba da, aveți, pentru că aveți dispoziție, ați fost delegat. O hârtuță dumneavoastră, o motivare, o depuneți la dosar, o motivare temenică. Care este motivul? Deci, Consiliul Local este o instituție a statului. Deci, dacă vreau să blocați o instituție a statului, nu avem probleme. Dar nu. Da? Deci, nici așa. Dacă președintele vrea să semneze, zice că e un alt președinte, vrea să semneze. Puteți să-l citiți procesul verbal, nu? Deci, nu înseamnă. La ședință ca să pot să dormesc un proces verbal. Pentru a arăta până acum nu să
Consiliul Capitan. Exact. Aceasta este răspunsul. Da? Și nu cu interesele Consiliului Tamaș, pentru că... Până în urmă... Păi și așa nu s-a apărat, poți să nu interesele Consiliului Tamaș. Aveți cunoștințe în jurii, de doamne. Păi da, avem jurii, și avem ce plătim jurii. Păi nu poate să ducă această sarcină. Nu poate, e așa de grea, nu. Păi nu avem pe să știu. Avem jurii, pe atunci de ce mai ținem jurii, de ce plătim pe jurii? Dar prima dată ce chemi la specificați procesul să fie citit la următoarea. Da, procesul verbal trebuie citit la următoarea. Spuneți data. Păi nici nu a fost spus să mă dar pe nimic, nu a fost spus să-mi presa la primărie. Poate e vedea pe internet. Poate dacă vrea să scrie, există în legislație. Voi scrie procesul de verbal. Eu dacă nu vine domnul secretar și mi-l asum. Păi a spus că e scris. Voi scris sau nu-i scris? Nu-i scris. Nu-i scris. Nu-i scris. Cine poate să intre în secretar? Și după aceea semnează el. El nu vrea să semneze ce-o scris sau. E corect. Nu e corect așa? E corect. E foarte corect așa. Bun. Dar eu nu vreau să semneze. Tu trebuie să semnezi. Haideți să trecem. Proiectul de hotărâre numărul 63. Primim mandatarea primarului Comunei Tamaș de Țuvago pentru reprezentarea Consiliului Local al Comunei Tamaș în instanță de judecată. Articolul 1. Se mandatează primarul Comunei Tamaș să reprezinte Consiliul Local al Comunei Tamaș în toate legile prezente și viitoare, în care acesta din urmă este parte. Aflat pe rolul instanței judecătorești în legătură cu HL numărul 53. Vedeți? Se referă direct la HL. Certificat exact la care HL este. Deci se referă exact la HL-ul ăsta, nu? Că nu-i pentru toată, nu-i... Domnul Vărstie, de acum trebuie să spune. Am înțeles, dar este să nu știți. Scuze. Prima dată și cum se cinte. Dar se știu numai pe toată? Să punem decizii. Cine se înscrie la cuvânt? Mai am articolul 2. Haideți să citești articolul 2 ca să se înțeleagă. În acțiunea de prezentare a Consiliului Local Primarul Comunii, poate achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență sau reprezentare în condițiile legii. Asta e. În afară de domnul Tomac, cine se mai înscrie? Domnul Bucur? Altcineva? Aveți cuvântul, domnul. Mulțumesc. Cu privire la proiect, avem mai multe probleme de discutat. În primul rând, observ niște sincope care vin din partea Tamana, secretarului, care observ că nu-și cunoaște atribuțiile de fișa postului. Dânsul a dat bine cu fugiții, Taman, când avem anumite dificultăți. Eu vă spun foarte tranșant. Dacă consiliile locale vor considera că e de bună credință să susținem ideea că ar trebui să beneficiem noi ca OAT, ca unitate administrativă teritorială, de un avocat, atunci automat trebuie schimbată organigrama, noi nu mai avem nevoie de jurist. Noi nu putem plăti și jurist, adică oamenii din comuna asta plătesc salariul unui jurist, așa, ca să vină aici ce, să bată câmpul, să se plimbe, să bea cafea, schimbăm organigrama, trimitem acasă juristul, aducem, eu știu, consultanță de profesioniști, de o casă de avocatură, ca să reprezinte într-adevăr interesele UAT Tamaș și interesele oamenilor din comună. Mulțumesc! Dau și un răspuns și domnul Doamna, când noi am vrut, când era doamna ta, și am vrut ca să punem să angajăm un avocat, v-ați opus. Exact ce spuneți acum, să schimbăm ca să punem. Noi am fost de acord ca să punem un avocat în loc de jurist să ne reprezinte la toate procesele care le are primăria ta mașa. Și nu v-ați opus. Și n-am putut să mă dacă nu. Lasă de acum să punem de și o întrebare cu domnul jurist. Câte procese are primăria ta mașa? În parcă a scos, în două zile la proces, da? A, câte? 3, 4? Ei, mai multe.
Iar primarul domnul Toma. Și să și sper să scrie fond funciar, reclamații. Am pe fond funciar, am pe reclamații, am pe buget, am asistență. Și dacă mă dați și reprezinți acum toate procesele astea, procesul ăsta puteai să-l reprezinți de comunitate, trebuia numai decât avocat, doamna ta? Dacă vreți un răspuns pertinent, presupun că există oarecare suspiciune din colegul domnul viceprimar, nu mi-aș este așa, dacă nu are avocat toate procesele, prin pot și are procesele care sunt avocat, nu s-ar acum trebuie să dăm bani pentru un avocat ca să îl execute prin ceasă? Păi și domnul juiz nu l-ar executa, cum ziceți dumneavoastră? Nu, domnule, cam atât am acceptat, că am tocmai trezit un contradictoriu cu nimeni, da? Da, spuneți. Atât am acceptat. Cu privire la intervenția domnului Bucur, i-aduc aminte domnului Bucur că nu s-a opus nimeni, sunt chestiuni de logică, adică eu nu pot să fiu de acolo exact, mă s-o pic să se cheltuie bani și pentru avocat și pentru un jurist. Dom'le, decideți, vrem să menținem pe funcție un jurist cu un salariu baban pe care îl plătesc oamenii sau vrem avocați? Dacă vrem avocați, susținem procedura asta. Dar schimbat organigrama ca domnul juiz să meargă să-și găsească un loc unde poate într-adevăr să le prezinte cu profesionalism. Pentru că eu pot să spun cu cea mai mare părere de rău că și vă pot prezenta documente, ceea ce scrie domnul pe prezintă pe la tribunal sunt niște inepții. Deci dânsul chiar bate în câmpi, adică e vizibil că nu are cunoștințe. Domnul, domnul, nu ne-am mai. Deci asta e. Deci aici este o dezbatere publică. Se vede foarte bine în hârtie cum se fac hârtuțele. Dau un mic exemplu la acea citație și la acea hotărâre 53. S-au omis sau, din experiența domnului juriș și domnului secretar, au uitat să treacă amendamentul în acea hotărâre. Spunem că au uitat. Și așa, cred că cel mai legal și cel mai ok ar fi pentru Consiliul Local să-i reprezinte pe cineva din exterior. Neuro. Cineva neuro. Propune Consiliul Local dacă are vreo propunere, dacă nu, când o să găsim un avocat, o să prezint Consiliul Local și o tălăsim. Deci, cred că amendamentul nu putea fi trecut, deoarece un domn consilier și-o retras semnătura. Deci, nu, păi, dar atunci ori trebuia să-l faci tu singur, ori trebuia să nu mai treci pe aia cineva. Nu, nu, aici s-a greșit și la noi. Trebuia trecut. Păi și atunci ai greșit și tu și poate greși și ceilalți. Nu, n-am greșit. Semnătura mea, eu am depus amendamentul, semnătura mea la Vasba, la acolo, nu am retrat nicio semnătură, s-o retrat, nu consider nicio problemă, trebuia menționat acolo. Sper ca în procesul verbal să fie menționat și chiar vreau să menționați asta și procesul verbal. Dar cred că s-o menționat, eu am dat de amintești, eu, președinte de ședință, am spus, domnul secretar, vă rog să menționați că unul din consilieri și-o retras semnătura. Deci trebuie să fie trecut. Dar când mi-am inteles, facem atâta discuții serile pe lucruri care nu au nicio relevanță. Puteau fi 10 semnături. Nu și l-au mai asumat? Da. Și l-au retras. Rămâne cel care își asumă. Foarte bine. Asta nu, dar eu, dar vă amintesc, chiar am spus să fie acolo. Deci chiar nu e un caz mare. Domnul respectiv și-a retras semnătura. Foarte bine. Ideea era că nu apărea să fie în acea vădărâre, unde trebuia, cum apare la trebuia să știe de nu apare aici foarte simplu amendamentul meu, unde trebuia menționat acel amendament în vădărâre. Apare doar, referatul, procesul și alte prevederi, dar nu apare acel amendament. Să spunem că din greșeală. Legea obligă, nu, 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 legea obligă, toate aspectele relevante. Nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați. Așa că, eu zic să punem la vot acest proiect și eu nu mai zic și domnul secretar. Era un loc de atenție și uite domnul secretar. Dar ce nu permite la secretar? Mai am o încă idee. Vreau să vă aduc la conștiință. Domnul Ceasă a avut proces pe 18 a 10 a 2023 și i-a fost respinsă cauza.
Eu, dacă permiteți, în calitate de prieten, îi solicit domnului Ceasăr să-și dea demisia. De ce? Pentru că întinează imaginea Consiliului Local. Oamenii sunt să înțeleagă că noi sprijinim, noi nu sprijinim pe niciun coțoman în comuna asta. Eu o spun cu mâna pe suflet. Toți cei, indiferent că sunt eu, că e butoare, că oricine ar fi, la fel noi trebuie să ne îndreptăm asupra legislației și să extirpăm rău imediat. De ce? Pentru că altfel se cheltuie bani. Bani din taxe și impozitele oamenilor. Oamenii trebuie să înțeleagă că aici chiar sunt oameni serioși, poate nu toți, dar sunt o seamă de oameni serioși care chiar se interesează de comuna asta. Deci, domnul Ceasăr, vă rog frumos, nu mai duceți în eroare pe nimeni. Mulțumesc! Da, o să cere de a rescrie să trebuie apel, să fac apel de ce este. Deci nu se poate să fac apel la ONU, la NASA, la Pentagon. Deci poate să meargă pe TVA. Vreau să vă atrag atenția, domnul, nu am văzut în cerul. Pentru că nu e respinsă, ci e lipsită de interes. Da? Da. Și judecătorul în sală a spus, domnule, în momentul când ai cerut proces. Pentru că ați încălcat legea 14, dacă o citeați, înțelegeați că legea 14, dacă nu vă luăm, dar ne-a nu se-a încălcat. Judecătorul a spus clar, în momentul când ați deschis procesul... Dar explicați mai departe, de ce este lipsit de interes? Vă completez eu. E lipsit de interes pentru că dumneavoastră ați decătut din dreptul. Asta înseamnă. Legea 14 asta spune. De aici e penal. De asta e de la 6 până la 3 ani. Pentru că nu e o cauză civilă. Aici vă zic o cauză penală. Judecătorii se fac asta. Da. Păi o vor face. Nu. Da, pe portal spune așa, la timp soluției, da? Respingere cerere. Da. Că de ce o respinsă? Dar asta este soluția. Băi, respingi cerere. Da, am văzut asta ce spuneți, dar este respinsă cererea. Da. Din alte motive. Adică a fost inadmisibil, așa. Da, soluția, dar e procesul de lor. Respingere cerere. Da, dar procesul este numai de 26. Aia a fost judecătoare. În momentul când ați contestat și ați deschis procesul, e bani, prefectul nu mai are voie să imprime ordine. Da, da, da. Și era suficient. Deci nu mai trebuia făcut asta, dar am pierdut timpul bani. Nu, 94, nu, da, nu, da, asta e deja. Deci îmi spunem la vot cine este pentru. Dacă nu mai e cine este pentru. Nu pui și prima. E că asta nu poate. Da. E ca de cine. Da, nu știu treaba. Cu 10. E ce să o numim de ce mai multe. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Vreau o dată să redeschid subiectul, pentru că, într-adevăr, e un subiect sensibil. Ori jurist, ori avocat. Deci, ori aducem un jurist competent. Păi, dumneavoastră, acum ați mandatat pe Intra-America, ați mandatat deja primar, nu mai e nimic. Suntem la diverse. Nu mai suntem la diverse. Am înțeles ce a zis, de ce nu luați ideea? Subestimați totul. Păi, adresați-vă. Nu am înțeles. Suntem la
Deci să trezesc conștiința oamenilor din Consiliul Local, a angajaților și a cetățenilor. Să se gândească că noi avem un judic pe care îl plătim degea. Adică, după ce ne-am împărmărit în documente, secretarul Comunii Tămaș, eu am vorbit ieri cu el la telefon. N-are voie omul să împărmărit? Nu, dreptul a spus. Domnul Toma, numai că gata, eu nu sunt capabil, ați avut dreptate, că într-adevăr eu nu mă pricep, n-am mai fost secretar general. O blocat în comună, și cetățenii din Comuna Tămaș sunt blocați din cauza secretarului, din cauza juristului și din cauza unor consilieri. Pentru că nu au coloana vertebrală să se zbată cu cetățeni. Mulțumesc! Din cauza ta s-o